22 de persoane din Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Alzheimer și Demență Senil au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 după ultima testare. În decursul zilei de sâmbătă, 7 dintre acestea au fost deja transportate la Spitalul Suport COVID din Baia de Aramă. Un focar de infecție în colectivitate cu virusul SARS-CoV-2 cu numai puțin de 22 de cazuri a fost declarat la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Alzheimer și Demență Senilă din localitatea Cireșu. Este unul dintre cele mai mari focare în colectivitate din ultimele săptămâni din Mehedinți. 7 dintre cei infectați au fost deja transportați la Spitalul Suport COVID din Baia de Aramă. O parte din persoanele din Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Alzheimer și Demență Senilă au fost aduse aici, în Baia de Aramă, la Spitalul Suport COVID. Starea de sănătate a celor infectați este bună în acest moment. În schimb, locuitorii din Baia de Aramă sunt revoltați pentru faptul că spitalul din oraș este suport COVID-19. Aceștia sunt puși în situația de a se deplasa într-o altă localitate atunci când prezintă diverse probleme de sănătate. Era necesar să închidă spitalul? Nu era necesar, normal că oamenii nu. Cum se tratează aici? Da, unde? Nu avem unde. Și pe cei infectați vi-i aduce dumneavoastră? Vi-i aduce ca să ne omoare și pe lor. Și dacă dumneavoastră aveți probleme de sănătate, trebuie să vă deplasați într-o altă localitate. Doamne ferește! Se chimpăunat toată lumea, dar tot trebuie să dă drumul la spital. Un doctor a ieșit de spital, nu trebuia să iasă pe aia tare. Că l-am apucat, fata mea, un ac, are 3 ani și jumătate, a avut ac cu spate, cauza spitalului pe aia tare. În timp ce persoanele infectate cu COVID-19 sunt transportate la Spitalul Suport din Baia de Aramă, locuitorii de aici resping această idee, întrucât au ajuns să nu mai aibă unde să se trateze.